Un copilaș în vârstă de un an a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 40% din suprafața corporală, după ce s-a opărit cu ciorbă. Conform mesajul.ro, la data de 11 septembrie, în jurul orei 12, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Urecheni au fost sesizați de către un bărbat în vârstă de 46 de ani cu privire la faptul că fiul său de un an ar fi suferit arsuri în urma unui incident din locuința proprie. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a reieșit că în timp ce minorul de un an se afla cu mama acestuia într-un imobil din Urecheni, profitând de un moment de neatenție, s-ar fi apropiat de aragaz, trăgând o oală cu lichid fierbinte care ar fi căzut peste el. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conform serviciului de ambulanță județean, copilașul a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe aproximativ 40% din suprafața corporală și a fost preluat cu ambulanța și transportat la compartimentul de primire urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Sfântul Dimitrie din Târgu Neamț. Din Spitalul Târg Neamțean, medicii de aici au decis transferul interclinic la Iași. Cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii cauzelor și condițiilor în care a avut loc acest incident, relatează mesajul.ro.